Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei sau Marian Călăraș are un robot care omoară bacteriile. De câteva zile, robotul pentru prevenirea infecțiilor este în probe în secțiile spitalului și în blocul operator. Acesta îmbunătățește și simplifică foarte mult modul în care sunt dezinfectate camerele pacienților. Robotul mobil emite raze de lumină ultraviolet care ajung în zonele infectate din saloane, ATI, săli de operație și chiar recepțiile spitalelor. Previne și reduce răspândirea microorganismelor infecțioase în mediul înconjurător prin distrugerea structurilor de ADN. Robotul este în acest moment singura soluție automatizată de pe piața globală capabil să se poziționeze singur în camera ce trebuie dezinfectată, fără niciun fel de intervenție umană. Omoară 99,99% din bacterii și dezinfectează în 10 minute timp mediu aferent unei camere de 25 de metri pătrați, care include și baia. Mai multe informații despre acest robot primim de la managerul Spitalului Județean de Urgență Dr. Pompei sau Marian Călăraș, Bogdan Mihai. Automatizarea procesului de dezinfecție presupune în primul rând eliminarea riscului de apariția unor infecții nosocomiale generate de bacterii și de germe, care, deci trebuie să recunoaștem, la un moment dat au apărut din cauza unor erori umane. O cantitate diluată, un serviciu prestat prost, un serviciu care nu putea fi controlabil și auditabil în orice moment. Prin implementarea tehnologiei, aceste erori umane vor dispărea, în sensul că atunci vom avea un loc al traseului, al timpilor de dezinfecție, tot astfel încât să nu mai existe o problemă acolo. O problemă va să apară în altă parte, dar nu va mai apărea pe această zonă. E un deziderat al nostru. Să aducem undeva în primăvară, poate reușim să acoperim tot ceea ce înseamnă zona de dezinfecție cu un sistem robotizat. Vedem ce înseamnă, vedem ce resurse implică, suntem în mijlocul unor calcule pe care le facem și la final vom lua o decizie. Eu sper să luăm decizia în sensul tehnologizării, pentru că ne place sau nu ne place, trăim în 2020. Și trebuie să ne adaptăm. Clar, evident. Asta facem în fiecare zi. Implementăm niște soluții care pot părea futuriste, dar nu sunt. Sunt niște soluții aflate la îndemână, doar trebuie să gândim să adaptăm actul, cadrul normativ pe gândirea și proiecția pe care o urmărim.